Legile sunt făcute ca să se încalce. Aceeași regulă se aplică și la Târgu Jiu. O hotărâre a primăriei municipiului Târgu Jiu spunea că vor fi demolate toate garajele pentru a fi construite noi parcări în locul acestora. Nu știm după ce regulă se aplică această lege, deoarece dacă străbateți municipiul Târgu Jiu, vedeți foarte multe garaje care nu au fost demolate și nici nu se știe când vor fi demolate. Interesant este de urmărit faptul că acolo unde există aceste garaje, locuiesc și oameni importanți din municipiul Târgu Jiu. Aceasta este de fapt și supărarea târgujienilor, că multe garaje au rămas în picioare în timp ce altele au fost demolate, deși mulți dintre cei care dețin autoturisme au reușit în timp să modernizeze construcțiile, în principal pentru a elimina riscul unor vandalizări. Am avut garaj peste stradă, vorbea standard, fără mizerie în el, fără nimic, pe care am dat o grămadă de bani, s-a dărâmat, s-a terminat. În rest, răspunsurile le dau alții. S-a dat o hotărâre, nu știu, să se termine, până cam așa în România. Facem, dar nu facem ce trebuie până la capăt. Au câștigat într-adevăr spațiu demolând garajele? Nu. O altă zonă, aceeași situație. O altă zonă protejată din municipiul Târgu Jiu este chiar în spatele fostului rectorat. În timp ce muritorii de rând își țin mașinile în parcare, persoanele importante au garaje. De ce aveți loc de parcare și alții au garaje? Așa au fost făcute de ani de zile, nu mi-a mai dat voie să fac. Dar nu trebuia demolate și acele garaje? Așa s-au lăudat de câțiva ani, dar au rămas în picioare. Și de ce crezi că nu le demolate? Nu știu, suntem prea mici să vă răspundem la asta. Cui aparții, știți? Lucrătorii din Bogdici, din cărți. Persoane importante? Nu, neapărat orice vecinare. Reprezentanții primăriei promit că până la finalul acestui an, niciun garaj construit pe domeniul public nu va mai rămâne în picioare, excepție făcând cele care se află pe terenuri private. Altele sunt la zonă de balast pregătite de anul trecut, urmând să treacă la partea de asfaltare. Sperăm ca până la sfârșitul anului să terminăm cu demolarea, să finalizăm ceea ce am început în anii trecuți și să le și repartizăm. Nu mai este un secret faptul că cele mai multe garaje care au rămas nedemolate aparțin fie unor deputați de Gorj, fie unor consilieri locali din partea PSD, astfel că nu era posibil ca autoturismele pe care le dețin să fie la mâna răufăcătorilor.